unul dintre cele mai frumoase cupluri ale capitalei și-au ținut fericirea departe de ochii curioșilor. Andrei Cocieru, stilist din Talpă, este în meserie de la 13 ani și n-a regretat nicio zi alegerea. Mihaela Teslar, prezentatoare TV, fostă dansatoare profesionistă și antrenoare de dansuri sportive. Cei doi, pe cât sunt de diferiți, pe atât de tare se atrag. Eu ce-a dat în salon, povestiez, dar eu zic tare, știi? Și Mihaela vine după perete și zic, Andrei... Familia tabu. Dar de fața la client, știi? Și eu am înțeles. Ea l-a furat din rândul celor mai râvniți burlaci și niciunul dintre ei n-a suflat o vorbă în media precum că ar forma un cuplu, deși oficial erau logodiți. Noi încă eram împreună, și scria burlacii din Republica Moldova. Și soția îmi spune, zici că Andrei, te rog frumos, noi suntem logodiți. De fapt, soarta și doi prieteni din anturajul lor le-au făcut lipeala. Ei doi nu se cunoșteau decât din poze și un pic din media. Așa că la prima întâlnire s-au cunoscut ca prima dată. Fiind acasă după o problemă de sănătate, mă rog, el împreună cu verișoara mea au hotărât ca să ne facă cunoștință. Dar fără nicio intenție reală, adică nu aveam nicio intenție, nu vreau relație, nu vreau nimic. Pur și simplu să mă afișez cu o persoană plăcută și să petrec seara asta. Și băiatul îmi zice, Andrei, vezi, nu spăra, că e fată de treabă, te rog, uite, fără chestii, nu știu ce, și eu zic, Anatol, o să fii tot ok, nu retrăi. Frumusețea indiscutabilă a Mihaelei de această dată n-a fost punctul ei forte, pentru că burlacul era unul răsfățat, care căuta la o femeie altceva decât aspect fizic. Mie îmi place orice persoană să o transform, fie bărbat, fie doamnă, fie domnișoară, fie bunică. Îmi place să văd o schimbare, indiferent. Și niciodată m-am frică asta de o femeie care să mi-o aleg, să o aleg să fie foarte frumoasă, foarte bine gătită. Era foarte important să fie o fată îngrijită, curată, atentă, să fie o persoană care își respectă partenerul și așteaptă să fie și ea respectată. Îmi plac femeile puternice, dar asta cred că a fost primul punct, anume că e puternic. Și foarte clar, adică îi zici din start, da sau nu. Adică nu merg chestii de astea care să nu înțelegi, să joace teatru, că așa, dar nu așa. Că, adică era foarte directă, când spune, când trimujici, e că așa era la noi. Pentru că toată ziua avem fete frumoase, le văd, le salut, le petrec. Când am început profesia mea, din start mi s-a spus, Andrei, clientul niciodată nu ieși, nu te întâlnești, nu... îți faci doar o relație de prietenie ușoară. Pentru că dacă tu creezi altceva, deja o să duc la certuri, o să duc la emoții. Ceea ce îmi place la Andrei, el mereu îmi zice, deci mie îmi place naturalețea. Eu într-o fată văd și apreciez însăși naturalețea. Eu, de fapt, stau foarte liber la acest capitol. Chiar nu am nicio frică cum s-ar uita cineva la mine dacă nu sunt machiată, nu sunt coafată. Chimia în relația lor a întrecut toate experimentele orelor de chimie din liceu. Doamne, chimia asta a fost atât de șocantă pentru mine, probabil ca într-un laborator atunci când chimistul a pus pastila și a... Pentru că noi dacă ne-am cunoscut în decembrie, da, respectiv de ziua mea în februarie, am fost cerută în căsătorie. În termen record, Mihaela s-a trezit cu un inel de logodnă pe inelar. S-a întâmplat cum îi stă în fire alesului, spontan și pe neprins de veste. Ea fiind la televiziune, a primit acolo un buchet foarte mare de flori. Și băiatul mi-a lăsat un mesaj, a zis că merit mult mai mult. Și am spune, i-am zice, Andrei, tu nu te-ai supărat, aveam emoții. Și ca să fie cât mai simplu, ce vrei să mănânc o zamă? Dar tu ai o salată. El își crea confortul. Da, eu mi-am făcut o zonă de confort. Și cum mâncam o zeamă, zice că Andrei, era în zona de confort și zice că tu nu te-ai supărat astăzi că am postat o poză cu un buchet, dar era un buchet foarte mare, de vreo 50 trandafiri, așa. Nu te-ai supărat și zic că nu, chiar nu mă deranjează.
Și din coace e clar că vreau să dau în el. Și am zis și mesajul, zic, băiatul mi-a scris că merit mai mult. Și zici, cute, mi-a scris un băiat din Grecia, mi-a scris că merit mai mult. Dar eu zic, Mihaela, tu într-adevăr meriți mai mult. Și scot în el, dar mă uit împrejur și zic, îți cer în căsătorie. Să nu audă nimeni. Și eu să uit... Parcă așa s-a uitat. Eu nu am înțeles. Parcă a fost o glumă. A fost șoc și glumă. Dai seama, pun lingura în farfurie și zic... Și îți dai inelul. Au jucat o nuntă de poveste, iar de la acest moment e cazul să-i supunem unei provocări, ca să înțelegem cât de bine se cunosc în 7 ani de relație. Un test blitz va face lumină. Așadar, câte perechi ați avut la nuntă? I-am făcut invitațiile. Eu știu exact. Hai. 51 de perechi, 106 oameni și erau 6 copii. Na, eu am pus 50 de perechi cu 6 copii, nu i-am mai specificat. Micul dejun al lui Andrei arată așa. De fapt, Andrei este alintat la mâncare, da, la drept vorbind. Deci vorbim de pâinea toastă, avocado și cașcaval. Ou, ceai, sandwich, legume. Doamne, se vede că n-ai mâncat azi. Haina pe care a purtat-o Mihaela la prima întâlnire. Dar nu știu cum să mergi haina asta. Cum se mișcă haina asta care vine să o spun jos până aici? Prea grea întrebare pentru Andrei. El a pus canal. Era noapte. Canal ochii. Mă uitam. Și primul? Rochi e roz și părul drept. Rochi e bej. De fapt e combinat culoarea cu bej. Părul drept. Călătorii clasice sau extremale? Extrem plus clasic. Adică noi vrem și odihnă, dar totodată vrem și... să ne încercăm pe noi. Ultima provocare a fost Africa, Tanzania, Zanzibar, mai jos de ecuator. Șocant, când Mihaela stătea în baie și zice că iarăși o bârlă a intrat prin cosmetica mea. Ați fost ceva șocant. Nu, în general a fost șocant pentru mine că Mihaela... Că eram calmă. Deja era calmă. Zice că iarăși o bârlă a fost în cosmetica mea, știi? Adică eu dacă vedeam, altfel reacționam la șopârlă. Măi, dar atât avocado și mango noi am mâncat și maracuie, că nu ni greață, dar mi-e deci ceva, nu știi? Mai spune asta în emisiune. Nu poți să mănânci supiță acolo din banane. Au supiță din banane, din mango. Dar îți dulci și cu un fel de parcă un gust parat. De pește. Așa. Mm. Apropo, ei nu mănânc pește. Mănânc foarte puțin pește. Pentru turiști gătesc pește, toate tipurile de pește. Deci fructele de mare sunt foarte multe. Da, nu neg, am mâncat o grămadă de fructe de mare. Dar au o mâncare specifică cu niște condimente specifice, care noi nu le-am putut agrea. Suntem un pic mai alentați la mâncare. Numărul vopselei de păr al Mihaelei. Rădăcina este nivelul 6, lungimea este 9-10, adică 9-10. 9-10? Da. Pe cât ar părea de straniu, tema somnului trezește cele mai mari divergențe. Deci eu mă critică mereu că eu dorm mult. Unica problemă la noi în familie e somnul. Mihaela e ținut și de mama ei că femeile frumoase trebuie să doarmă mai mult. Ea își îndeplinește cele 8-9 ore. Așa, e super ok, pentru că ea tot timpul lucra noaptea dansând. Eu am lucrat și noaptea și ziua. Eu dorm 4-5 ore. Deci Andrei doarme puțin, dar are nevoie într-adevăr de un somn calitativ, liniștit, fără gălăgie și confortat. Știi, de fapt am un secret care toată lumea mă întreabă: ce faci că ai multă energie? Eu fac ce-mi place. Orice ce fac, eu fac ce-mi place. Și schimbându-mi gândirea, automat organismul este pregătit.
Nu știu, adică până în prezent organismul meu este foarte puternic, foarte pregătit. Lui Andrei îi place starea de disconfort, pentru că ea îl motivează să creeze. Unicul loc unde are loc de confortul maxim este dormitorul, iar calitatea celor câteva ore de somn este esențială. Apropo, într-adevăr, după o zi de lucru, pentru mine este foarte important să vin acasă, să dorm pe un pat bine pregătit. Asta înseamnă o saltea bună. Chiar pe cine cunoaștem noi, dormeau. De acolo am mers și am luat o saltea foarte bună și pierni. Pentru că nu este importantă doar salteaua, dar ci și pierna. Pentru că se formează chestia asta aici, la gât, la noi foarte des apare problema cu spatele și noi trebuie să fim foarte bine relaxați. Chiar dacă dorm 4 ore, maxim 5, chiar și în weekend. Unicul somn îl am atunci când mergem în vacanță, e mai mare. Susține așa corpul puțin, dar totodată dorm drept. Și noi am fost la Dormeu și am luat două feluri de saltele, pentru că avem două dormitoare. Neavând copii încă, ne alintăm, adică dormim o săptămână pe o saltea mai subțire și o săptămână pe una mai groasă. Ceea ce ne place este spuma cu memorie, atât la pierne cât și la saltele. Este extraordinar de confortabil pentru mine. Andrei și Mihaela privesc în aceeași direcție și folosesc aceleași formule. Magia în care crede el și chimia pe care o simt ambii.